Bună seara și bine v-am regăsit, domnilor și domnilor, la emisiunea Reflector Analitic. De această dată ne-am propus să discutăm despre prețurile la combustibil care, potrivit datelor oficiale, în ultimele zile au fost scăzute. Vom încerca să vedem care sunt principalele argumente pe care le aduc responsabilii de formarea prețurilor și în același timp să vedem care este poziția experților vis-a-vis -vis de această situație. Îl salut pe domnul Sergiu Tofilat, expert economic care este prezent în studioul nostru pentru a aborda ceea ce spuneam un pic mai devreme, problema prețului la combustibil. Bună seara și bine ați venit, domnule Tofilat. Bun găsit. Mersi pentru domnule Tofilat, la prima vedere s-ar părea că orice inițiativă de a scădea prețul pentru un anumit produs este salutabilă de cei mai mulți dintre noi, pentru că vom achita mai puțin. Haideți să vedem și cealaltă parte a acestei monede. În cazul nostru ne referim la prețul pe, pe, la combustibil care pe parcursul zilei de ieri și al alta ieri a fost micșorat aproximativ cu 30 de bani, așa zic experții. Ce trebuie să vedem în, în, în esență. Bun, au fost câteva evenimente care s-au întâmplat săptămâna asta. Prima, Andreiul Luni a modificat metodologia de calculare a prețurilor la carburanți. Miercuri petroliștii au scăzut prețurile, deși metodologia nu a intrat în vigoare. Deci nu orientăm la regulile vechi. Tot miercuri, toate site-urile și canalele controlate de sub, da. să spunem așa, favoriti pentru Partidul Democrat, au arătat asta în imagine pozitivă, că iată micșorarea aceasta de prețuri, se datorează faptului că Andrei a schimbat metodologie. Ceea ce este un fals. În primul rând să ne clarificăm cu lucrul ăsta, în baza la ce s-au micșorat prețurile. Deoarece metodologia aprobată de Andrei, încă nu a intrat în vigoare, ea nu e publicată în monitor oficial, prețurile în continuare se stabilesc după regulile precedente, adică care există la moment. Asta înseamnă că Anrie a restabilit un preț plafon și companiile petroliere pot pot stabili prețurile la benzinării până la acel preț plafon. Mai ieftin, poftim, trebuie să le micșorați de 10 ori pe zi, nimeni nu vă interzice. Mai scump, n au dreptul. Respectiv, această micșorare, ea nu are nimic în comun cu aprobarea noi metodologie. Asta să fie clar pentru cei care ne privesc. Dar haideți să facem ce o mică paranteză. Această metodologie trebuia să fie adoptată până 1 martie, dacă nu mă înșel memoria. E așa? Nu cred că asta e esențialul, parte... da? Da, nu cred că asta e esențialul, pentru că, bun, în fine, trebuie să, la... trebuie să pornim de la ce? Ce noi vrem să construim în sectorul petrolier. Iată, de aici se formulează și cu, cu asta trebuie să pornim. Pentru că dacă formulezi exact întrebarea, asta e jumătate din răspuns. E fix așa cum te duci la doctor, înainte ca să te apuci să faci tratament, trebuie să dai analize, să spui diagnoză. Iată, noi, întâi de toate, trebuie să facem analiză ce se întâmplă în sectorul petrolier, ce merge rău și ce noi vrem să rezolvăm. Da. În principiu, știți, economia nu a inventat un instrument mai eficient de reducere prețurilor decât concurența. Da? De ce? Pentru că atunci când există concurență, asta duce la micșorarea prețurilor și la creșterea calității. Asta e fix așa, știți cum un copil. Este impus de părinți să un obiect sau să meargă la școală muzicală împotriva voinței lui. El va fi eficient? Evident că nu. El va fi eficient acolo unde el are interes și mai ales unde există concurență și el vrea să fie primul, cel mai bun. Fix așa, principii sunt și, nu știu, putem să luăm piața centrală. Iată, primăvara, când apar primele fructe, legume, ele sunt foarte scumpe pentru că sunt puțini furnizori, câțiva, și, dar cumpărători sunt foarte mulți. Dar când începe a mai mulți furnizori, mai ales și local, ce se întâmplă cu prețurile? Ele coboară. Iată, exact același principiu trebuie aplicat și în piața produselor petroliere. Statul însă, în cazul dat, Parlamentul, vine cu o altă abordare. Haideți noi o să stabilim prețurile, plafon sau vom stabili o marjă pentru companiile petroliere și vom urmări ca ei se încadrează în prețurile astea. Deci, reglementarea în sectorul petrolier nu este un instrument eficient. Și în acest sens nu trebuie să mergem departe, n-am inventat da. eu lucrul ăsta. Acum 5 ani a fost publicat un studiu foarte interesant, în, iată, în aprilie 2014, de către un institut german de economie, Kiel Institute of World Economy, se numește. Ei au analizat peste 240 de lucrări despre formarea prețurilor, studii din 70 de țări. Și-au argumentat că statul nu trebuie să se implice în stabilirea unor prețuri, plafon sau reguli, statul trebuie să facă concurență în sectorul petrolier. Iată, aceste principii trebuie să stăie la, la bază. Și de ce? Anum, din acest motiv, eu nici n-am vrut să merg măcar la acea ședință la Andrei, pentru că întrebarea nu e către Andrei, dacă ține din sectorul petrolier. Dar spuneți-mi, -vă, vă rog, că există concurență echitabilă în sector? Cum vedeți dumneavoastră în calitate de expert? Uh, hai de să un citire... pic mai devreme despre uh, acest uh, termen. Uh, exact. Uh, Vă rog. Bun, eu am făcut o analiză, m-am preocupat de sectorul petrolier, în am început să mă preocup din 2016 și am uh, făcut o analiză cum, uh, care, care, este marja comercială uh, la petroliști, la un litru, benzină, motorină, gaz. Și ea varia de la 10 bănuți la 5 lei. Deci graficul... Oscila. Oscila, exact. Asta arată că nu există un sistem foarte clar de... În primul rând, nu există concurență la nivelul care ne-am dorit noi. Și statul nu este eficient în a asigura că această concurență se ducă la, la, formarea unor prețuri echitabile. Noi nu putem să avem prețuri mari sau prețuri mici pentru că Republica Moldova nu produce petrol sau produse petrolului. Noi le importăm și noi suntem de dependenți. respectiv dependenți de fluctuația prețurilor pe piețele internaționale. Însă sarcina statului este ca prețurile la noi în Moldova să corespundă cu fluctuația prețurilor la, la bursele internaționale. Asta trebuie să o asigure statul. Și dacă vorbim de faptul există sau nu concurență, iată, eu aș vrea să dau citiri din nota informativă a Parlamentului la un, la un proiect de da, lege. haideți să ascultăm, să vedem. Pentru că problem. dacă ne, ne amintim ce a fost aprobat acum, această nouă metodologie, că petroliștii singuri își vor stabili prețurile, marja de profit nu trebuie să depășească 5%, iată, fix asta a fost până în 2016. Fix asta. Bun, marja era 10% atunci Parlamentul a zis că stați un pic, dar la noi nu există concurență în piață, trebuie de făcut ceva. Și dacă vă duci să aminte, 2016, adică la sfârșitul lui 2015, s-a modificat legea privind piața produselor petroliere și Parlamentul a obligat Andrei, odată la două săptămâni, să stabilească prețuri plafon. Acum Așa e. aceasta este anulat și revenim la cei veche. Iată când Parlamentul a decis să vină să, oblige Andrei să stabilească prețuri plafon, iată cum a argumentat Parlamentul proiectul de lege. Așa. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de lege. Metodologia actuală de formare a prețurilor este una ineficientă, care se bazează pe o rată de rentabilitate de 10%. Acum e 5%. Și da. deci atunci au spus că ea este ineficientă. De fapt, în contextul, în contextul carenților cadrului concurențial, și Parlamentul spune că sunt carenți în cadrul concurențial, această metodologie permite majorarea neîntemeiată a prețurilor. Ne asigurăm transparența privind cheltuielile incluse în calcularea Preț. prețurilor. Și motivează companiile să nu fie eficiente. Deci, Parlamentul spune că sunt probleme de concurență. De concurență la noi se ocupă Consiliul Concurenței. Exact. Dar în loc să întărească capacitățile Consiliului Concurenței, independența, profesionalismul lor, Parlamentul ce spune? Haideți să dăm asta pe seama Andreiului. Dar Andrei nu trebuie să ocupe de, de, concurență în sectorul petrolier. În genere nu trebuie să ocupe de asta. Deci chiar Parlamentul conștientizează că <laughs> sunt probleme de concurență, dar nu știu de ce pune responsabilitatea pe, pe seama celor de la Andrei. Haideți să vorbim în, în cel ce urmează despre metodologia de calcul. Evident, celor mai mulți dintre noi, ea nu ne este clară. În viziunea unui expert, cât de transparentă ea este. Reflectă această stare reală de lucruri, pentru că dumneavoastră ați făcut referire la faptul că prețul petrolului pe piața externă oscilează. Fără studii economice, toți dintre noi ar zice, atunci când prețul este mai mic și prețurile în Republica Moldova, logic ar trebui să fie mai mici, însă ele rămân la același nivel. De ce? Uh -huh. Iată din cauza că noi nu avem concurență. Deci, în mod normal, dacă ne uităm la alte țări da. ce se întâmplă sectorul petrolier, chiar putem să luăm România, dacă prețurile la pompă sau la benzinării nu fluctuează exact ca și prețurile la bursele internaționale, adică, mă rog, prețurile angro, da. adică se constată că petroliștii intenționat mă țin prețurile majorate. E o stat. problemă. Consiliul Concurenței documentează situația asta, are acces la informația contabilă și se uită, oameni buni, stați un pic, de voi e, ați menținut prețurile neîntemeia de mare. Și ce face? Imite o hotărâre prin care le se aplică amenzi, care depășesc profiturile pe care le au petroliști în cazul dat. Deci Consiliul Concurenței face o analiză, se uită cât au câștigat ei neîntemeiat și le aplică o amendă care să fie mai mare decât aceste câștiguri. Ca să știe pe viitor petroliști că nu se poate așa de făcut. Mai departe, companiile petroliere au dreptul să atace această decizie a Consiliului Concurenței, unde? În instanțele de judecată. Respectiv, dacă noi vrem să facem ordine în sectorul petrolier în Moldova, noi trebuie să avem Consiliul Concurenței, profesionist integru, da, funcționabil, și doi, noi trebuie să avem o justiție care se conducă de lege și nu de interese comerciale sau de partid. Iată, Parlamentul nu este capabil să facă lucrul ăsta și din cauza asta ei încearcă să transfere responsabilitatea pe Andrei. Dușeți și sfădiți-vă cu Andrei, că din cauza lor prețurile sunt uh, neîntemeiat de mari sau nu corespund cu ceea ce ar trebui să fie. Nu, Andrei este de vină. Întrebările trebuie adresate la Parlament. Dar spuneți vă rog, care ar fi cauzele reale <coughs> pentru ca prețul la carburant să crească? În ce condiții? Ca prețul să crească, bun. Da, sau să că... scadă, pentru că și această oscilație oarecum îi induce pe cei mai mulți dintre noi în eroare. Pornind de la aceea că uh, noi putem analiza informații publică doar referitor la prețul petrolului. Da. Așa? Numai că noi, la benzinării, când mergem să ne alimentăm mașina, noi nu turnăm uh, petrol. Noi turnăm benzină sau motorină, motorină sau da. gaz. Da? respectiv direct cum evoluează prețurile la aceste produse petroliere, așa informația nu este publică. Adică cum, ea este public, eu am adresat un e-mail la instituția care le duce evidența, la Plaț, și da. abonamentul anual costă 75.000 de dolari. Deci noi putem indirect vedea cum evoluează prețul petrolului, dar el este un indicator cu, uite, dacă au scăzut prețul petrolului, în mod normal ar trebui să ne așteptăm la scăderea prețurilor la, la benzină și motorină. Numai că, în afară de prețurile la petrol, sunt în dolari. Deci trebuie să ne orientăm și la curs, la rata de schimb valutar. Pentru că noi plătim în lei. Și sunt doi factori. Prețul la petrol da. și cursul valutar. Prețul 2000... de astăzi, îl considerați unul real? și nu știu, din datele pe care le aveți dumneavoastră, <laughs> în ce măsură? Ca să, ca să poți spune că prețul este real sau trebuie să fii cu 50 de bani mai mic sau cu 2 lei mai mare, trebuie să ai acces la datele contabile, să faci calcule pe tot, pe tot lanțul valoric, la, pornind de la rafinărie, cu cât a vândut rafinăria, care sunt costurile de transport, asigurare, vămuire cheltuielile comerciale, adică să, fie, fiecare componentă dacă ea este justă sau nu. Noi nu avem așa acces și eu nu sunt gata să spun azi că prețurile sunt majorate sau ar trebui să fie mai mici sau mai mari. Nu sunt gata să răspund asta. iată în august 2018, dacă nu mă înșel memoria, s-a mai redus prețul reiese că și atunci se întâmpla ceva pe piața externă, pe piața internațională. Cum ar fi de justificat aceste fluctuații? Bun, cerere, în general, da. prețul la petrol depinde de doi factori, de cerere și de ofertă, la nivel mondial. De regulă, nu mulți se apucă să formuleze spre prezic care o să fie prețul și cum el trebuie să fluctueze. Sunt mari producători de petrol. Și ei încearcă să regleze cantitatea de petrol produs ca să fie, într-un fel sau altul, prețul la petrol previzibil. Asta se întâmplă în funcție de creșterea economică în diferite țări, din cererea pentru produse petroliere, de apariția unor noi tehnologii care influențează consumul de, de carburanță. Lucrul ăsta e greu de, de, de prezis, să spunem așa. Dar eu nici nu tare m-am interesat de care va analitici care ar spune cum va evolua produs, prețul la petrol în, pe parcursul anului. Eu cred că nici nimeni nu se apucă pentru că sunt și factori politici care influențează, nu poți să știi ce decizie să ia o țară sau alta care pot avea impact asupra relațiilor economice, creșteri creșterii economice și așa. Da. Spuneți-mi, vă rog, ați spomenit ceva mai devreme despre ARE. Uh... Care este rolul acestei și versus care ar trebui să fie rolul ei în stabilirea prețurilor? Pentru că la finele anului 2018, îmi scapă acum data exactă, a uh -huh. fost numită și o nouă conducere. Iarăși mulți dintre noi ne punem mari speranțe. Haideți să vedem de iure și de facto. Dacă ne referim la sectorul produselor petroliere, da. iarăși Andreu, în cazul nostru este constrâns de către Parlament să efectueze monitorizarea prețurilor și să elaboreze metodologie de formare a lor. Bun, eu aici nu aș avea întrebări la și pentru că Andrei nu trebuie să se ocupe de, de monitorizarea și stabilirea prețurilor la, 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 carburanță. Asta nu este ceva eficient, după cum am spus. Acum, bun, Andrei o face ce este în, în măsura lui. Dar, iarăși, tot parlamentul a constatat că da. regulile după care noi acum mergem, această metodologie de formare a prezurilor, plafonul de 5%, aceste reguli nu sunt eficiente. Da? În cazul dat, ce, ce putem să, să ne așteptăm noi de la Andreea, dacă tot parlamentul a zis că așa nu merge? Îmi pare ceva absurd. Spuneți-mi, vă rog, eu am o întrebare tranșantă, însă oricum îndrăznesc să vă adresez. Până la urmă, AREU este o instituție care are rolul de arbitru în stabilirea prețurilor sau este o instituție politizată? Pentru că s-a vorbit despre cei care formează acum Consiliul Directorilor, despre persoane care nu ar fi tocmai cele mai integre, nu ar conține tocmai calitățile necesare pentru a conduce această instituție prin prisma unui expert economic. Care este starea de lucru? Sunt două lucruri diferite despre da. care trebuie să, să ne referim. Prima, ceea ce ține din sectorul produselor petroliere. anda da. nu trebuie să aibă aici treaba. Okay. Este Consiliul Concurenței. Punct. Și aici ce ține de activitatea de. În 2017, acum 2 ani în urmă, a fost pentru prima dată făcut concurs de Selectarea directorului. Domnul Flat, a -a eu a -a. să vă rog să țineți minte Mie ceea ce ați intenționat -a. a spune. În legătură <coughs> telefonică cu noi este Victor Parlikov, ex-directorul ANRE pe care îl salut. Bună seara, domnule Parlikov. Bună seara! În ediția de astăzi a emisiunii Reflector Analitic discutăm despre faptul că au fost reduse prețurile pentru combustibil în Republica Moldova, aproximativ cu 30 de bani. Eu vreau să vă întreb, cum ar trebui să vedem această micșorare de prețuri și care ar fi, până la urmă, motivele reale? Vă rog! Păi, în primul rând, Vreau să vă spun că uh, nu are asta, deci această modificare de prețuri nu are nimic cu uh, modificarea metodologiei. Pentru că modificarea metodologiei care s-a produs uh, formal, metodologie fiind aprobată uh, săptămâna trecută de către Andrei, iar că nu a fost publicat și nu a intrat în vigoare. Uh, mai mult ca atât, uh, mecanismul precedent de stabilirea prețurilor, prin plafonarea prețurilor de către Andrei, stabilirea unui preț plafon, Exact asta și era. Deci stabilirea unui preț plafon. Asta însemna că operatorii din piața petrolieră petrolier nu puteau vinde mai scump decât acel plafon. Ei întotdeauna puteau să meargă sub acel preț plafon. Deci reducerea asta de prețuri, dacă operatorii de piață ar fi considerat că pot reduce prețurile, ar fi putut să o facă oricând, indiferent de când s-a aprobat metodologia. Pe mine mă deranjează iar din nou și aici revin cu gândul la ceea ce am spus și anterior, că, deși revenirea la legea prin care operatorii de piață vor purta ei responsabilitate prețuri, pentru prețurile stabilite, nu Andreiul va stabili lor prețul, plafon, este o mișcare în direcție corectă, asta totuși nu este suficient, pentru că noi riscăm să ajungem înapoi în situația de la care ne-am pornit în 2016, când uh, operatorii toți stabiliau aceleași prețuri la panou, li modificau în același moment și în aceeași în proporții, și într-un final ajungeau consumatorii să nu aibă nicio alegere. Deci, problema reală a prețurilor produs petrolierii în Republica Moldova nu este deficitul de reglementare, este carențele de concurență pe piața aceasta. De asta trebuie să ocupe Consiliul Concurenței și, uh, tati, uh, deci, uh, Spuneți acțiunile astea Înseamnă că din această ecuație ar trebui de scos... O secundă vreau să da. de -o. Deci acțiunile astea de stabilire prețurilor de toți operatorii concomitent, de modific, când mai întâi le țin cu lunile toate și după asta toți într-o bună zi, în aceleași proporții, iar afișează alte prețuri, asta foarte mult seamănă cu acțiuni concertate. Deci ele trebuie sancționate ca pe piață, într-adevăr, să existe concurență. Că pe piață, la panou, să se vadă concurența. La un operator să fie mai scump, la altul mai ieftin și fiecare zi prețurile schimbă exact așa cum în țările civilizate. Spuneți-mă, -vă, vă rog, dacă am înțeles corect, uh, 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 dumneavoastră mergeți pe ideea că ARE nu ar trebui să se implice în ceea ce privește stabilirea prețurilor pentru petrol. Lăsăm pe seama agenților economici ca să facă concretizarea aici? Eu vreau să spun, să vă, dau o, să vă răspund cu o întrebare. Da, vă mă rog. Cine și -a pus o cine cunoaște care este gradul de concentrare a pieței produselor petroliere? Și faceți o comparație cu de pildă gradul de concentrare a pieței uleiului în Republica Moldova sau a zahărului. Și da. veți înțelege că piața zahărului sau piața uleiului este mult mai concentrată decât piața produselor petroliere. Și tot uleiul și zahărul sunt la fel produse de prima necesitate. De deci ce nimănui nu-i trece prin cap să reglementeze prețul din supermarket, prețul de la, uh, spunem, uh, uh, cum se numește, cu amănuntul, la ulei și la zahăr? Da. De deci ce asta este lăsat la discreția concurenței? Exact da. pentru că noi vorbim despre o piață pe care uh, trebuie să... Uh, să funcționează mecanismele concurențiale, iar acolo unde nu funcționează, Consiliul Concurenței trebuie să intervină. Pe no. altă pruzului petroliere sunt jucători mari. Toți jucătorii care sunt prezenți, sau majoritatea jucătorilor <coughs> mari din Republica Moldova, sunt jucători internaționali delticali, integrați. Între ei există concurență la nivel global nu doar pe piața Republicii Moldova. Ceea ce trebuie să facem noi Republica Moldova, prin instituțiile statului, în special prin Consiliul Concurenței, ca această concurență care există între ei la nivel global, să fie și în beneficiu consumatorului din Republica Moldova. Ca acel, acest consumator să aibă o alegere reală când se duce la o stație să vadă un preț, când se duce la altă stație să vadă alt preț. Nu la toate stațiile oriunde nu s-ar duce, să fie exact același preț în fiecare zi. Da. Domnule Parlecov, prezent în studio este și Sergiu Tofilat, care ține să vă adreseze o întrebare sau să facă o concretizare. Da. Domnul Tofilat, da, vă rog. O întrebare înseamnă. Domnul Parlikov, din proprie experiență, pe când ați fost la agenție, S-a întâmplat vreun caz când un operator din piața produselor petroliere a depășit marja de 10% stabilită, marja de profit de 10% prevăzută în metodologie. Uh, o singură dată, dacă nu greșesc, a fost uh -huh. constatat printr-un act de control din partea agenției pentru că, uh -huh. iarăși, acolo e mult de e intrat în detalii ca să dau cazul și poate nu, -i, nu -i, ar fi corect să spun cine din operatori, uh -huh. dar a fost constatat un singur caz. Da. Dar restul, da, care era în genere rentabilitatea medie, dacă să, deci, sector. În general, dacă tu ne omit iarăși, eu nu, pot, nu, nu, nu pretind că dețin acum statistica, dar în general operatorii de obicei lucrau cu marja de 3-4%. Mm -hmm. Evident că la, spunem, la uh, costurile care erau admisibile atunci. Acum, metodologia nouă stabilită de Andrei mai plafonează acolo, mai condiționează niște elemente care sunt din datorare, adică un pic au mai uh, cizelat acele mecanisme de filtrare a costurilor. Dom Parlicov, da, eu vă mulțumesc pentru această intervenție telefonică, vă aștept și în studio un reflector analitic, o zi bună pentru dumneavoastră. Domn Tofilat, revenim la discuție. Revenim Haideți un pic să medităm ambiune. asupra ceea ce a spus domnul Parlicov legat și de marja de profit, dar legat și de modul în care au fost stabilite aceste prețuri și sunt stabilite. Bun, eu cred că noi am discutat. cu domnul Parlicov am uh, explicat cam aceleași lucruri, uh, poate în formă diferită și ne-am completat unul pe altul, dar logica este simplă. Întrebările nu sunt către ANRIE, sunt către Parlament și respectiv Consiliul Concurenței. Deci, uh, tind să fiu de acord cu domnul Parlicov că uh, s-a făcut un pas în direcția corectă, că petroliștii singuri trebuie să stabilească prețurile, Însă lucrul ăsta nu e suficient pentru că trebuie să asigurăm și uh, supraveghere din partea Consiliului Concurenței ca să nu fie înțelegeri de cartel, să nu vedem aceleși prețuri peste tot. Sau când scad prețurile, scad la toți odată și fixă în aceeași măsură. Se vede cu ochiul liber că este o înțelegere. Lucrurile astea nu sunt normale. Haideți să revenim la teza pe care o enunțați atunci când am reușit da. a face legătură telefonic cu domnul Parlicov. Vorbeați despre Problema anul de 2017. Da. Deci, până la asta directorii erau numiți de către Parlament fără niciun fel de concurs, nimic. S-a modificat legea și pentru prima dată, în 2 ani urmă, în ianuarie 2017 a fost desfășurat un concurs de selectare a directorilor Andrei. Da. Numai că ședințele erau închise, adică fără priesă. Nu nu, știm ce fel de concurs a fost acela. Asta e unul și doi. Grila de evaluare a candidaților era pur și simplu copiată de la evaluarea viitorilor candidaților pentru funcția de guvernator a băncii naționale. Numai că sectorul energetic și sectorul bancar Sunt au cerințe diferite. diferite, exact. În acea grilă ne-am uitat noi cu alți colegi de fapt noi am venit și am propus un alt mecanism pentru că din 100 de puncte care, erau, care putea să le dea un membru a comisiei să le acorde unui candidat acolo, erau niște chestii absolut irelevante, unele chiar erau aberații. De exemplu, era unul din criterii era abilități de comunicare. Mie mi-e interesant cum un membru a comisiei din Parlament va aprecia abilitățile de comunicare a unui candidat. O să pun, o să citească 60 de secunde dintr-o carte și o să numere câte cuvinte au reușit să citească sau cum, sau să recite. Sau... Și sunt niște lucruri absolut irelevante. Deci noi am propus, în primul rând, să fie ședințele deschise, 2, doi, grila de evaluare să corespundă cu funcțiile pe care o să trebuiască să le îndeplinească cei oameni la conducerea Andrei, să aibă cunoștință, să înțeleagă cum trebuie să funcționeze piața. și în afară de asta, membrii comisiei care vor evalua, evalua candidații, ei trebuie să aibă careva cunoștință din domeniu. domeniu. Exact. Nu poți să te apuci să comentezi cum a făcut operație un chirurg, pentru că tu nu ești în domeniul celălalt, tu nu cunoști. Respectiv, nici nu poți să-l evaluezi, e bun el sau e rău. Exact același lucru. Parlamentul a ignorat, evident, solicitările noastre și ceea ce s-a petrecut anul ăsta era, era fix același lucru. Deci, la capitolul independență, Andrie, Bun, sunt două componente despre care trebuie să discutăm. Independența funcțională, da. cum ei iau decizii, și independența financiară, adică cine le aprobă lor bugetul. La independența financiară au fost, care v-am îmbunătățiri, s-a aprobat legea, noua lege pe energetică și bugetul deja nu mai aprobă Parlamentul ca să îi șantajeze, și-l aprobă în reu, dar la independența funcțională, directorii în continuare sunt numiți pe criterii netransparente și pe simpatii politice. Deci acolo sunt puse persoane care nu au independență decizională și doar execută ceea ce, le, ceea ce se decide din altă parte. Ridică mânuța, pun semnături. Dar ei poartă întreaga responsabilitate pentru tot ce se face la agenții. Respectiv, dacă se constată ilegalități, ei vor avea de răspuns pentru asta. Sau va trebui să denunțe cine i-a sfătuit să ia o decizie sau alta sau au fost constrânși. Deci lucrul ăsta să-l aibă ei în vedere. Domnule Tofilat, într-o democrație, întotdeauna când facem referire la instituții publice, vorbim despre o anumită transparență. Areu ne asigură în mare parte că transparența există în cadrul acestei instituții și aici fac referire la faptul că și, spre exemplu, în faptul adoptării noilei metodologii, a fost expus pentru consultă consultări publice și, de fapt, societatea civilă a avut un cuvânt de spus raportat la această metodologie. Haideți să vorbim despre transparență și despre metodologia care ne asigură în reu că a fost consultată cu opinia publică. La capitolul transparență, da sunt când, când este vorba de acte de reglementare, adică reguli, instrucțiuni, metodologii. E ele okay. sunt pasate public, însă reșind din, din, din faptul că atât eu, cât și alți colegi de mei, considerăm că nu Andrei trebuie să se ocupe de sectorul petrolier, noi nici n-am atras, n-am acordat atenție, atenție acestei metodologii și ce ce face Andrei, pentru că ei sunt constrși și nu ei trebuie să se ocupe de asta. Deci, sincer spun, nu m-a interesat absolut deloc această metodologie și ceea ce face Andrei mai departe. Pentru că asta nu rezolvă problema. Prima. În privința transparenței sunt foarte multe întrebări. În continuare, noi de două luni așteptăm un răspuns de la agenții privitor la niște costuri inclus în tariful la gaz. Așa și nu am primit răspuns. Referitor la publicarea structurii tarifelor, sunt la fel mulți semni de întrebare pentru că se publică cifre de regulă uh, nu foarte detaliate și nu-ți permiți să faci o estimare dacă tariful este stabilit corect sau nu. Mă rog, propunerile de, de, ajustare tarifelor da. sunt justificate sau nu. Deci la capitolul transparență este foarte mult de lucru. Uh, ceea ce aș vrea să menționez foarte mult, și aici mă adresez către rog. Eu nu înțeleg de ce, pe parcursul la aproape 2 ani de zile, nu se publică niciun fel de date statistice pe sectorul gazelor naturale și pe sectorul de energie electrică. Mă refer la rapoartele trimestriale de monitorizare a piețelor, pentru că ele ne permiteau să facem careva este mărci ce se întâmplă cu tarifele, cum, ce se întâmplă cu sectorul, crește, cererea scade, cererea scade, consumul crește și așa mai departe. Deci din vara 2017 nu se mai publică absolut niciun fel de raport. Bun, legea nu-i obligă, dar până acum lucrul ăsta se făcea, Andrei o făcea din uh, intenții de a Oferi transparență și suficientă informație la, to la toți actorii care urmăresc sectorul energetic sau chiar și jurnaliști care fac niște articole, niște analize. Investicat. Acum lucrul ăsta nu se întâmplă. Și ne-ar fi interesant să vedem care este motivul din ce cauza nu, nu mai publică datele statistice trimestreale. Domnul Tofilat, pentru că ați pomenit ceva de gaze, eu am o întrebare legată de gazele naturale, după aceea revenim la tema enunțată un pic mai devreme. Cei mai mulți din economiști ziceau că în primăvara lui 2019 oarecum ar fi logică o majorare a prețurilor la gazele naturale. Susțineți această teză? Există premize reale să credem sau totuși sunt niște vehicule? Cum le vedeți? După aceea revenim. Ah. În tariful actual pe care noi îl plătim, este luat ca bază de calcul un preț mediu al gazului de 178,50 dolari și de Prețul real pe care noi îl plătim, prețul de import, este mai mare. Eu nu am cifrele, pentru că, reale, că nu sunt da. publice. Am văzut în unele articole, chiar domnul Preașca de la Mold Street publicase, prețul s-a ridicat la 230 de dolari. Dacă asta este așa, într-adevăr, noi va trebui să ridicăm Adică, asta este un factor care contribuie la majorarea tarifului la, la gaz pentru consumator. În același timp, sunt alte cheltuieli incluse în tarif, pe lângă prețul de import. Da, prețul l-ai luat, este prețul în dolar, este cursul, ai mulțit și l-ai pus. Dar, iată, la celelalte cheltuieli care sunt incluse în tarif, acolo sunt multe întrebări. Și Andreiul nu vrea să se apuce, deci, nu ca Andreiul. În Parlament. A fost discutată problema costurilor de la Moldova-Gaz, costurilor ascunse, de doar două ori. O dată în 2000 și o dată în 2010. Și lucrul ăsta nu s a întâlnit cu nimic. Pentru că de atunci, de la momentul înființării acestei întreprinderi nu s-a făcut niciun control la, la Moldova-Gaz. Și noi plătim sute de milioane de lei anual, cheltuieli nejustificate, bani care pur și simplu se fură. Și atâta, cu lucrul ăsta trebuie de clarificat. Deci aici Moldova ar fi gaz, rezerve fac? Aici ar fi rezerve de, de, chiar de scăzut tariful. Da? Numai că aici Uh, Andreu, în cazul dat, ar putea să facă un control la Moldova Gaz, vadă că oamenii buni, stați un pic voi, ați cheltuit atâtea milioane, miliarde de lei care noi le scoatem din tarif și le asumă acționarii, dar mai departe, transmis materialele unde? În Procuratură și în Centrul Național Anticorupție, ca ei pus să apuce să investigheze, dar unde s-au dus banii ăștia? Și să-i recupereze? Pentru că doar simplu fapt că aceste cheltuieli nu sunt incluse în tarif, ă, asta nu rezolvă problema, pentru că banii s-au furat și respectiv Moldova Gaz rămâne datoare la Gazprom. Și pe vine Gazprom și ne spune, "Oamenii buni, stați puțin. Noi gaz v-am dat, dar unii banii. Pe noi nu interesează că conducerea precedentă sau actuală e furată, vă mai, mai, mai sunt mai corupte. Exact. Deci, cu, mai departe, cu recuperarea banilor, la fel ca și cu miliardul, trebuie să ocupe organele de anchetă și instanțele de judecată. Da. Și aici mă tem că nu prea este voință politică. Când e vorba de furat ceva de la oameni, noi vedem că toate instituțiile statului lucrează foarte eficient și operativ, adică atunci când este voință politică. Dacă nu e voință politică, se găsesc diferite pricini, cauze, știți, legea nu merge așa sau s-a întâmplat ceva acolo, nu putem. Nu e posibil. Domnul Vlad, eu vreau să revenim la ceea ce discutam un pic mai devreme, la prețul la carburanți. Iată, bănuiesc că o bună parte din telespectatori se întreabă, s-ar putea să ne trezim peste două săptămâni că prețul la carburanți crește? La loc sau chiar cu mai mult? Pentru că e, e intervalul legal, din câte cunosc, pentru a stabili noi prețuri. E așa sau nu? Nu. haideți asta. să o luăm a... de la un capăt, Trebuie să ne explicați. În primul rând, deja nu este o obligativitate ca la fiecare două săptămâni să da. schimbi prețurile. Da. Potrivit prevederilor metodologice, prețurile au la bază cheltuielile pe care le au operatorii atunci când import carburanță. Ei evaluează cât costă carburanții care au un stoc, da. cât costă carburanții duși și dacă există deviere, atunci îi modifică prețul. Deci, bun, stocurile de carburanți nu cred că sunt mai mari de o lună de zile, la unii chiar și o săptămână, două. Respectiv, unii operatori ar putea face modificări chiar și în fiecare săptămână, dacă ar dori -o. Cel puțin metodologia le permite lucrul ăsta pe deplin. Asta ține de cheltuielile privind importul produselor petroliere. Vor fi ele mai scumpe, respectiv, putem să ne așteptăm la creșteri, Se vor ieftini, atunci putem, ar trebui să ne așteptăm la ieftiniri, numai că ele, de regulă, nu prea se văd. Acum, acum, petrolul este puțin în creștere, rămâne să vedem, nu mă apuc să fac o prognoză în acest sens. Spuneți-mi, vă rog, între prețul la carburanți și între da. stabilitatea monedei naționale, există o interdependență, dacă oscilează moneda? Se scumpesc carburanții? Evident, pentru că, în afară de prețul petrolului pe piață, pe, pe, piață, pe bursele internaționale, bun, prețul la benzină și motorină, la rafinării. Noi avem și rata de schimb valutar. Plătești în dolari sau euro, dar vinzi carburanții în lei. Respectiv, că bineînțeles, pe noi ne afectează și stabilitatea monedei naționale. În genere, pentru uh, orice proces economic este, uh, sunt necesare condiții previzibile. Pentru că un om de afaceri, atunci când ia decizii să investească, să niște bani, el de regulă își face un calcul. Ia, cât costă asta, cât costă asta, ce o să am eu la sfârșit de an. Deci ia în, în, la, la baza deciziei lui sunt anumite calcule. Și dacă acele calcule nu corespund cu situația reală sau situația reală schimbă în funcție de preferințele politicienilor, niciun investitor nu s-a să, și obțină și asumă un mare risc atunci când iau o decizie investițională. Deci economia iubește previzibilitatea și asta e principalul lucru. Și despre asta a vorbit de fapt și agenția Moody's atunci când a stabilit ratingul Republicii Moldova și a spus că politicile statului nu sunt întotdeauna previzibile. Deci, de cele mai deseori nu sunt previzibile. Referitor la prețuri la carburanță, amintiți-vă ce s-a întâmplat mai iunie-iulie anul trecut. Era o situație absolut genantă când uh, prețurile pe bursele internaționale au început să crească. Deci, practic, într-un an, uh, prețul la motorină a crescut, și benzină și motorină a crescut cu 3 lei la un litru. Da. Compară mai 2017 și mai 2018. A crescut cu 3 lei. Uh, acum, Cine stabilește prețurile? Le stabilea Andreu. Ei, odată la două săptămâni, luau adevărat. cifrele, le introduceau în formulă și spuneau care sunt prețurile plafon. Bun, alta chestie că noi nu putem verifica pentru că acele cotații internaționale, eu, cum am spus, ele sunt cu plată. Deci rămâne să, să credem, credem cuvântul Andreu. Bun, prețurile au început să crească. Andreu a stabilit deja stabilit peste 20 de lei la litru de benzină. Asta ne-a mulțumit oamenii. Ce s-a întâmplat? În loc să Găsească o soluție cum să creeze concurență în sector. Am spus. Întrebarea la Consiliul Concurenței. Parlamentul a zis, că haideți noi, nu să stabilim o dată la două săptămâni prețurile, dar o dată la trei luni. Ok, asta rezolvă întrebarea. Asta nu rezolvă problema. Mai mult, cată, deciziile de majorare a prețurilor, hotărârile anre erau contestate în judecată de către Ministerul Economiei și Agenția de Protecție a Consumatorilor pe motiv că nu se făceau potrivit legii transparenței decizionale. Dar toate deciziile din ianuarie, bun, din aprilie 2016, de când a intrat în vigoare această regulă, ele toate erau luate fără consultări publice. Înseamnă că noi de toate de trebuie, de trebuie de să le anulăm. Deci înțelegeți o abordare selectivă. Și era cum, să urmăresc, uh, Moldova, cum să uită cei de peste hotare care urmăresc situația din Moldova, cum să uită ei la 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 chestia asta. Acolo eu am impresia că în Moldova trăiesc niște aborigini care Mă refer la factorii decizionali, care nu au idee de impactul deciziilor pe care le iau ei. Și eu sunt sigur că n-a făcut-o Ministerul Economiei de capul lui sau reu de capul lor. Nu, da. Deciziile vin din de altă parte, dar din păcate răspund pentru asta cei care au fost puși în, în funcție. Și mie pentru așa fel de decizii și de, a, de, de abordare, mie mie este rușine. Domnul Tofilata, noi probabil mai avem patru minute în cadrul acestei emisiuni. Pe final eu vreau să vă acord o întrebare, reieșind și din informația pe care am găsit-o la RE atunci când m-am documentat pentru această emisiune. Iată, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică marchează anul acesta Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorului și, dacă nu mă înșel memoria, pe parcursul zilei de astăzi a fost desfășurată un seminar informativ cu cu Politica de Protecție a Consumatorilor, Principii și instrumente. Haideți să vorbim dual, pe de o parte are, pe de altă parte consumatorii, extract și din genericul acestui seminar, cât de mult pot influența consumatorii, buna desfășurare a ceea ce se numește ANRE și a stabilirii prețurilor. Pentru că vedem aici o componentă esențială este consumatorul. În principiu, consumatorii pot influența într-o măsură foarte mare. Hai, hai să spunem așa, pot sesiza în reu în privința neregulilor și abuzurilor comisii de operatori. Însă, consumatorii sunt dispuși să facă lucrul ăsta atunci când, în două cazuri, atunci când le sunt lezate propriile drepturi, și omul e nevoit să se apere, să se protejeze de abuzuri, sau în cazul în care agenția este dispusă să întreprindă măsuri și omul a văzut, iată, am sesizat agenția despre nereguli, ei au luat atitudine. Deci dacă se respectă legislația. Deci, și probabil medias, și în condițiile în care este informat, cunoaște care asemenea exact. dreptul. De deci de reșind dintre aceea că Andreeu nu are suficient personal, și asta nici nu, nicăieri în lume nu se întâmplă așa, să depisteze toate încălcările ce se întâmplă. Nu? Trebuie să existe un mecanism cum un consumator, un cetățean poate sesiza uh, instituția de supraveghere că, uitați, are loc o încălcare. Dar asta e ceva normal. Uh, scopul agenției este să uh, uh, să se bucure de încrederea oamenilor, de că oamenii să știe că, uite, m-am adresat, întrebarea a fost rezolvată. Dacă se întâmplă că te adresezi o dată, două, trei ori, nu se întâmplă nimic, uh, din potrivă ești uh, rugat să nu mai telefonez, să nu mai sesizez, evident că oamenii sunt demotivați. Și dau seama că, bă, ok, ei, până la urmă nu decid nimic, deci, se în altă parte, pentru ce să mă mai implic? Lasă-i să facă operatoare ce vor. Deci asta duce la, evident, deteriorarea calității serviciilor, uneori și la deteriorarea infrastructurii. Vedem des ori caz, cazuri de deces, sau au niște copii undeva într-un transformator sau s-a întâmplat da. o avare, ceva. Asta tot are legătură cu activitatea agenției. Domnul Tăflat, noi cei din media am scris cred că în repetate rânduri despre da. salariile enorme a celor care reprezintă diferite instituții ale statului, s-ar părea, dar și uh, instituțiile private. Iată, uh -huh. chiar uh, îmi notasem și în uh, ceea ce vroiam să vă întreb pe dumneavoastră, uh -huh. AREU se înscrie într-o instituție, în rândul instituțiilor care are un salariu destul de mare în comparație chiar cu salariul mediu în economie sau în alte sfere. Dacă e să luăm, este peste 30.000 de lei pentru un, un director. Acest salariu ar trebui să mobilizeze pentru a crea ceea ce vorbeam un pic mai devreme, transparență în actul decizional și în propriu-zis activitatea areului, sau ar trebui să facem abstracție de la venitul. Salariul pe care îl are un director și cu activitatea propriu a agenției? Nu, bineînțeles, nu poți face abstracții. Salariul este remunerarea pentru efortul și pentru aptitudinile sau cunoștințele pe care le are un specialist sau altul. Da. Salariile trebuie să fie motivante ca omul să nu tindă să plece din acest sector, să caute un salariu mai mai atractiv. Dar da, e eu, eu să o să compara... obțin, ca să nu vă întrerup. Din gând. Eu cred că nu e problema în salarii că sunt, uh, sunt mari, da. nu, eu nu cred că acolo e problema, pentru că bun, aici sunt două aspecte, în afară de faptul că um, pot să compar cu sectorul bancar, eu de exemplu activând în calitate de director adjunct de filial am ajuns la un salariu de 1200 de euro net lunar, asta ar fi vreo 23-24 de mii de lei, de deci, un director la ANRIE care are responsabilități mult mai mari, mai mari decât un simplu director adjunct de bancă ar trebui să aibă un salariu mai mic? Deci eu consider că problema nu este în salarizare. Da, ea trebuie undeva să fie corelată cu ofertele, nu cu trebuie. Obligatoriu să fie corelată cu alte uh, domenii uh, care necesită aceleași capacități, asta e una. Uh, dar să nu uităm de faptul că Andrie ia decizii de politică tarifară vorbind de o piață de peste 20 ceva de miliarde de lei. Care este motivația lui ca director dacă ar lucra și cu un salariu de 5.000 de lei sau 10.000 de lei? Să nu accepti niște oferte de la operatorii din sector ca să admită niște cheltuieli nejustificate în tarif. Deci oamenii trebuie să fie motivați, respectiv salariul este unul din acele, acei factori motivanți. Alta e problema că acolo, la Andrie, sunt numiți oameni nu profesioniști, nu integri, dar cei care simpatizează sunt... Deci sunt numiți pe criterii politici. Să dai vina pe salarii mari? Nu, problema nu e acolo. Domnule Tofilat, cu părere de rău, timpul acordat acestei emisiuni s-a scurs mult prea repede. Multe aspecte ce intenționăm să le abordăm au rămas pe din afară. Vreau să obțin promisiunea că ne mai onorați cu prezența și dăm curs și celorlalte aspecte. Stimați telespectatori, eu vă mulțumesc pentru atenția de care ați dovadă. Sper că explicațiile pe care vi le-am oferit în cadrul emisiunii de astăzi vă vor fi destul de utile. O seară bună alături de Accent TV. Pe curând! ああ。<noise>